Chiar dacă mulți au spus că tinerii s-au căsătorit prea devreme și ar fi trebuit să mai aștepte, cei doi consideră că au ales momentul potrivit pentru a deveni soț și soție și chiar au vorbit și despre posibilitatea de a deveni părinți în viitorul apropiat. Solistul a declarat că el și proaspăta lui soție își doresc o fetiță, dar lasă lucrurile să decurgă de la sine atunci când va fi momentul potrivit. Ne dorim un copil la fel de tineri, dar nu chiar așa de tineri, pentru că mai așteptăm. Mai vrem să călătorim, să mai vedem și noi lumea asta, că e frumoasă și să ne ocupăm mai ales de carierele noastre. Oamenii așteaptă material din partea noastră, și anume muzică, piese noi, ne ocupăm mai mult de asta. Când o să vină și un copil, o să vină, nu l-am programat. Ne dorim foarte mult un copil, ne dorim o fetiță, cine știe, când o vrea Dumnezeu, a încheiat Eduard Sanda. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!